Hai să uitați-ne, okay. Avem tendința să vorbim, suntem într-un fel sau altul mentor de ceva timp fiecare dintre noi. Lucrăm cu indivizi, cu grupuri, lucrăm cu copii, lucrăm cu adolescenți, lucrăm cu tineri, lucrăm cu adulți, dar în același timp ați venit să ne vedeți. Cred că am vorbit îndeajuns de mult. Hai să vorbim, să vorbiți și voi. Hai să vă iau așa, domnul din spate, de ce ați venit astăzi? Cine sunteți, ce faceți și de ce ați venit astăzi? Tare ca să audă și la 50 de ani urechea mea dreaptă are o problemă. Numele meu e Valentin, cunosc pe fara de facultate, am fost colegi. Cum a spus și el, este vorba de ce direcție te-ai îndreptat? Încă sunt am înțeles. Da, te rog frumos. Foarte cald. Da, da. Eu sunt Roland, sunt cu soția. Bună, bună soția lui Roland. Bună, Roland. Întrebare pentru momentul ăsta? Dar poți să întreb de ce nu ai o întrebare? Adică Cristina a pus pe masă, nu știu, știi, adică undeva la 25 de manuale. George a pus o experiență, Adi a pus o experiență, Costin nu lăsați să vorbați, să vorbești mai lui. Și are o experiență absolut senzațională. Cred că a trebuit să existe întrebări. Hai treceți pe partea asta. Pa. Ah, Roman. Iată, ia vezi că foarte mare. Da, da. Întrebările mele sunt la ea. Sunt Mica Ramona, domnul Costin a fost profesor la facultate de urmani. Eu sunt și expert contabil, dar din teamă nu profesez. Sunt și angajată și asociată cu el. Pe lângă serviciile foto, pot să zic că eu mi-am mai descoperit o pasiune. Sunt și angajată la o firmă de cerare bor și am vrea să aflu mai multe idei cum să ne promovăm, să ne dezvoltăm, pentru că simțim că am stagnat cumva. A venit și cu bani de acasă, am certificat și am început. De ce ai bani acasă? Puțin. Da, întrebarea e de ce, dacă ai business sau aveți deja business-ul ăsta, mai ești angajat, adică... E angajat la business-ul ei? Nu. A, port. Pentru că am teama să trăiesc, nu pot să trăiesc doar din fotografie și eu sunt angajată de ceea ce am învățat. Sunt contabil în port. Asta e pasiunea lui mai mult, dar funcționă la evenimente. Bravo. Atunci ești pe partea asta. Eu sunt Cristian Mare, sunt antreprenor de 5 ani. Am o firmă în droguri, sunt pasionat de startup-uri, chiar prima pe care am făcut-o a fost cu Startup Plus, la vremea respectiv era 32.000 euro. Nu finanțarea în sine m-a ajutat, dar exact cum spuneam și Cristina, mindset-ul și
de la început, când nu ai experiență sau nu ai experiență de să treci de la a fi angajat, la a fi antreprenor, sunt, da, să o iei cu challenging și te ajută atunci când sunt puțin mai mulți sau ai un environment în care sunt și prieteni sau cunoștințe care trec și prin aceeași oferă. Și e mai motivant așa, adică să încerci singur și nu ți-e și frică ce faci acolo. Iar acum la întrebare, deci am venit aici și am venit pentru networking, am venit să văd despre ce e vorba, am venit să văd despre accelerator, că nu e prima oară de ce turnover ai avut anul trecut? Aproape de jumătate de milion de euro. Bravo! Și premii cât? Cât ai dat? Da. E jocul online, nu? Ești pe măsură. Nu fiu premii. Eu dau jocul gratis. Tu ești în zona asta? Da, îți dau jocul gratis, e tot banii. Monetizarea o fac din reclame. Nu vând ceva. Mi-ar plăcea să vând, poate, da, o să investesc. Super tare! Și ce punctual, acum, în momentul ăsta, ai o întrebare? Uite, pe Cristina vreau să vă spun că poate să ajute pe cercetarea la partea nu cei care au nevoie de finanțare și cei care sunt peste finanțare și cei care v-a explodit o puțin despre... Păi... De fapt, eu și întrebat pe ultimate goal nu este să iei investiție, adică... Da, exact asta am întrebat pe acel pe Facebook. Dacă eu nu am nevoie de bani, mă, puteți ajuta. Și evident, prin mentor, prin, spre exemplu, eu duc lipsă de forță de muncă sau... poate exact am problema, cum ai spus-o tu, dacă e un singur fondator, am să înțelege cu problema. Și ai văzut că nu, eu am o afacere care este în mediul online, nu am conexiunea cu oamenii așa mult. Aș vrea să am și un sediu care sunt sigur că aș putea să scalez ceea ce fac eu, mult mai rapid decât cu finanțe sau cu firme care, că și eu lucrez cu alte firme, le plătesc să facă jocuri sau le plătesc să facă anumite servicii. Dar e altă fel când ai oameni care lucrează pentru tine și vin zi de zi la muncă și sunt productivi, loiali, sunt... Programele pe care le organizăm și Startup Reactor, care e foarte la început de drum, și cele din Accelerator, nu au scopul final de a te face pe tine să ridici investiții. Îți oferă și acces la piață, acces la resurse, la mentor, la... Deci ideea este că este o perioadă de învățare și de a strânge resurse. Poți să ridici sau să nu ridici, nu este... un procent mic. Noi ne dorim, adică în general fondatorii și echipele își doresc investiție. Și atunci noi încercăm să lucrăm cu ele pentru a-și clarifica puțin strategia, a-și îmbunătăți pitch-ul, chiar și aici aș vrea să ajung. Pentru că ca să se poată prezenta cât mai bine, cu o rată cât mai mare de succes, unui fond. Da? Este foarte mult de învățat, pentru că, așa cum spunea și Ari, noi avem, într-adevăr, foarte mult talent tehnic, în general, în masa de fondatori în România, dar nu avem foarte multe cunoștințe de marketing, nu stăpânim foarte bine abilitățile acestea de a ne prezenta, de a ne vinde. Adică, una dintre calitățile unui fondator, unui om de business, tu ar trebui ca în orice moment să ai un Twitter pitch, să poți să spui oricui foarte ușor, lejer, rapid, într-un limbaj ușor de înțeles, ceea ce faci. Adică te scoală cineva din somn și spui, băi, eu vreau să servesc în foia aia și produsul meu face chestia aia. Adică să fii în pitch mode. Chiar de curând m-am întâlnit cu Liz Ștefan de la, are un startup în Iași, sunt din Iași. Așa. Organizează training-uri, este B2B, da, pentru corporații, managementul training-urilor și departamentului de HR dintr-o companie. Și a fost în state acum, s-a întors pe gândii noastre și a zis, băi, sunt absolut impresionată de modul în care se prezintă oamenii acolo. Că a stat o lună și jumătate și a mers în fiecare zi la evenimente și iar a fost impresionată de
curajul, așa, vibe-ul pe care îl transmit toți, au o încredere în ei incredibilă și se prezintă, parcă zici că cine știe ce nestemate vând. Ei sunt tot timpul într-un pitch mode. La un moment dat zicea, băi, obosisem efectiv. Zice, sunt liște fanți în România și fac nu știu ce și tu și carte de vizită și ăștia sunt în modul ăla permanent, permanent, adică se vând, mă, peste tot. Noi aici este într-adevăr sunt niște calități, niște skill-uri pe care trebuie să le conștientizăm, să ne analizăm, să vedem dacă le avem, dacă suntem dispuși să facem chestia asta, să crezi în ceea ce vrei să faci și să vorbești cu pasiune la un moment dat, o secundă. Știi? Păi așa, tu așa, știi? Eu aș vrea să fac asta, dar nu știu dacă o să-mi iasă. Păi ce încredere îi dai omul ăla? Tu trebuie să fii acolo, poți să arzi pentru produsul tău, tu ești primul tău client. Nu? Și să vorbești, băi, eu fac chestia asta și care nu vrea să mă însoțească și să fie acolo, acolo. Așa, băi, că mă duc la cineva, adică, băi, nu trebuie să vorbești cu foarte multă pasiune, să ai încredere în primul rând că ceea ce vrei să faci. Și asta se construiește puțin în timp, pentru că și, sigur că și încrederea asta nu trebuie să fie așa o varfă ca la... Te bazezi pe ceva, dar să ajungi în modul ăla în care, bă, eu știu ce fac și mă vând ca lumea și vorbesc peste tot. Multă încredere și pasiune și cu foc despre ceea ce fac. Și atunci oamenii zic, băi, fratele, nu mai ții minte pe băiatul ăla ce tare vorbea și nu știu. Ia mă să-l chem. Adică, băi, rămâi în memoria interlocutorului tău când te duci undeva, să luminează sala când apari, știi? Că pe când dacă ești așa neîncrezător, nu... Eu am întrebarea acolo asta. Da. Imediat, Florin, o secundă și chiar tine vreau să dau voi după aia, dar ca să înțelegeți că noi am venit cu soluția asta, nu doar cu discursul și cu informații. Ai nevoie de spațiu, asta nu e o problemă. Nu e o problemă la mine. Deci nu e o problemă la mine ca să pot să văd ce nevoie ai și poate chiar avem spațiu, noi în momentul ăsta dispunem de 1000 și 100 de metri pătrați de birouri potențiale. Dar nu, despre asta e vorba. Problema este că avem spații. Avem spații pe care putem să le punem gratuit la dispoziția, la dispoziția companiilor care vor să crească. Și mentorii necesari pentru lucrul ăsta, dacă e nevoie, și cafea, cum zicea Cristina, gratuită, adevărat că dacă vii cu un kil de cafea din când în când e bine, dar bună, nu așa. Da, și apă și la hub în Mamaia, în două obicei, congelatorie și înghețată. Dar avem și soluții de genul ăsta dacă e nevoie și dacă cumva... Aș fi fost să mai dau așa un sfat, că eu sunt programator, mai mult de 10 ani. Când am trecut pe partea de antreprenoriat, am investit foarte mult și nevoie de multe investiri în marketing, în promovare și pe partea mea a fost de optimizare pe Google, pe SEO. Dar, da, și social media contează foarte mult. Acum, de aducă multe schimbări de pe Google, contează un trafic pe care poți să-l aduci în afara Google-ului. Și asta presupune din social media, spre exemplu. Și, na, cam asta vreau să zic de marketing. Hai să lăsăm pe Florin momentul ăsta. Important de încredere, asta este spate. Florin, cine ești? Eu nu mi-a venit rândul. Păi hai să uite, hai. Mă întorc ca să nu fie așa monoton. Dar n-am înțeles ideea, dacă poți să spui ceea ce vrei să. Nu neapărat vizitația, dar două lucruri, în momentul în care tu ai încredere, sunt legate. Pentru că se creează așa o dinamică și ia povestește, Floyd, cine ești, ce faci? Nu, lasă. Hai mă, acum dacă tot vorbești. Hai. Uite, suntem doi care hai. Hai, apasă totul de play. Noi știm, dar să știi și alții. Da. Să ne Constanța pentru tine, am încercat să și poate puteți lui
când tu nu ai făcut, nu ai intrat în antreprenoriat, nu știi ce înseamnă să nu se răspundă, să se vorbească în toate felurile, să nu se cheie absolut nimic. Să vrei să faci ceva și să nu se trebuie să fie total apirevatic. Așa, să vede cineva să vadă de pe marginea piscinei cu cărții lume, este foarte simplu. Faci așa, faci pe spate, nu se intri în apă. Asta ce vă aici am trebuit să învăț, asta este lecția principală pe care cei de aceea trebuie să învăț. Total de acord, așa că este. E invitație și noi, bună. Și noi nu preach, adică și noi ne specializăm pe diverse zone de business și oferim webinarii. De exemplu, mie îmi place să fac și pitching, și dar noi vă conectăm cu oameni care fac asta daily basis, da? Deci eu nu am pretenția că știu să fac, nu cunosc zona legală sau zona, dar avem mentori care vă învață să, sau de exemplu, la un moment dat veți ajunge să învățați și cum se interacționează cu un investitor. Avem un program, tot așa, împreună cu alte persoane, avocați, investitori, care se numește investment readiness, adică trebuie să știi ce trebuie să faci ca să poți obține o investiție și nu numai să vorbești despre propriul tău produs, dar trebuie să știi să faci due diligence-ul ăla, să înțelegi term sheet-ul, să înțelegi toate clauzele alea, ce înseamnă drag along, tag along, nu știu ce, că ea îți pune acolo în față și tu te uiți și asta se învață, sigur. E ok că stai cu cartea în mână, dar... Asta ajungi, lecția numărul 1 este să faci un dolar. Acolo sunt conștiuturi, poate ce ai lăsat de în
foarte bine. E perfect. Este wow. Ideea este foarte, e nebunie, e fantastică. Dar ne auzim după ce faci primele 10 milioane. Depinde la ce funduri ai trimis. Poate că ai țintit chestia asta și alegerea fondurilor este foarte importantă. Da, să știi teza lor. Dar schimbare de paradigma. Pe complete mai nou, dacă mai intre te duceai și spuneau am eu problema asta pe 100 de mii, că e ok. Acum avem vreo 50 de mii, o 70%. Contează de foarte de mult cui te adresezi. Se vinde de fonduri, asta într-o perioadă trei. Sunt foarte optimist în general, dar acum înseamnă că suntem într-o perioadă în care este mult mai greu să intri și mult mai rău. Și asta se întâmplă, pentru că s-au dat mulți bani foarte ușor și evitarul n-a fost și am spus înapoi la sută. Arată de succes pe startup-ul undeva cam reală, cam 5% cu incubatoare. S-au pierdut bani foarte mult și atunci consiliile de prin despre nu sunt, sau de ce capitol și nu sunt ei la care stai de pur. Au Dar este una dintre metodele care se aplică în momentul ăsta ca soluție și eu încerc să merg pe, și pe optimist, pentru că marea majoritate dintre voi, după cum se zice, n-au neapărat un business sau ceva în cap, să nu trebuie să se sperie. Da? Ideea de pre-seed, tocmai asta înseamnă. Înseamnă de a veni cu o idee și niște oameni să capete încredere și aderență către ideea ta. Și de aici, cu investiții sau fără investiții, doar cu mentorat, să poți să o crești până la un nivel în care alții capătă încredere, nu numai pentru că este ideea ta, ci pentru că a fost susținută de niște oameni care te-au trecut prin niște furci caudine, te-au mentorat, te-au dus într-o parte, ți-au format creierul pe o anumită direcție, fie ea de maximizare de business, fie ea de antreprenoriat social, fie ea de rezolvarea altor tipuri de probleme. Și la pre-seed nici n-ai produs, ai doar da. Ideea și asta te ajută pre-seed. Asta merge și e minunat pentru cei care s-au început de drum. Păi știu, dar una dintre motivele pentru care noi suntem aici este să generăm la Constanța, să generăm la Constanța cât mai mult pre-seed. Asta este una dintre... Am început chestia asta și la universitate și după aceea continuăm și aici, tocmai fiindcă nu avem suficient de mulți oameni care să știe să genereze idei care după aceea să poată să crească și să... Deci dacă aveți idei, rămâneți în contact ca să vă punem în contact cu Cristina, cu Gapminder, cu alte fonduri. Ideea este că fiecare... Ești foarte experimentat, ești multiple entrepreneur, ești la un anumit nivel, ai anumite pretenții, dar poate că una este să accesezi, tu trebuie să știi că investitorul nu este cineva așa sus, Doamne, dă-și mie niște bani. Nu trebuie, ești pe picior de egalitate, tu ai de oferit ceva valoare și așteaptă de la tine un return. Dar trebuie să cunoști teza lor, adică, de exemplu, cele din România acum, ei se uită la early stage, pe pre-seed, au tichete puțin mai mici, în niciun caz nu iau 70%. 15%, 10% maxim. Fondul Gapminder a început cu 7%. Deci nu se pune problema. 6%. Dar sigur că dacă te duci la A16Z, Anderson și sau nu știu care din state, Sequoia, o să vrea ceva de la tine. Adică depinde cum te adresezi. Nu poți să ai așteptări. Trebuie să-ți calibrezi așteptările în funcție de maturitatea ta, de expertiza ta, de valoarea pe care o... Chiar și asta se învață în accelerator. Cui să te adresezi, la ce nivel? Că dacă intri și te duci, ești prisit și te duci să ceri nu știu ceva, după aia normal că îți dă cineva, toată lumea aflit și tu devii... Adică trebuie să știi cumva și teza de investiție, de ce tichete oferă. Te uiți pe portofoliu, Early Game Ventures, Gapminder, au portofoliile puse pe site. Poți să vezi în ce startup-uri au investit. Și ce sume și să vezi ce fac, ce produse au, ce astea se găsesc în presă, Tweet, Fintecoes. Unii sunt foarte mari, Fintecoes, nu știu dacă ați auzit, au ridicat 150 de milioane, fiecare an câte 60. Sunt grup, dar sunt la un anumit nivel. Alții poate nici nu ați auzit despre ei și au luat 250 de mii și acum... Poți să le zici foarte rapid, 1-2 success stories al unui Tech Accelerator. De la noi? În afară de noi. Îmi vine în minte, de exemplu, un produs care nu este neapărat technology, digital sau așa mai departe. Flip, nu știu dacă ați auzit, este o platformă
pe, de un marketplace pentru vânzarea telefoanelor second hand. Dar și ei au spus așa, domne, tu dacă ai în Google, au pornit de la ideea asta, când sunt mii de oameni care au în sertare telefoane presc bune, așa, pe care nu le vând, că nu vor să se ducă la metrou sau la colț de stradă să se întâlnească cu toți ăia, zic, lasă frate că nu mai... E un burden, așa, știi, ca să-ți valorifici telefoanele. Și eu am făcut într-un mod, așa, exquisit. Deci, îți trimit, tu trimiți telefonul, este two-sided market, adică este cineva care oferă produsul respectiv. Ei îl verifică, au parteneri care verifică, îl curăță, îl astea, îți dă o notă, îți oferă o sumă pe el, tu îți vinzi telefonul și apoi îl vând mai departe. E super, dacă vă uitați în ce fel se promovează și Alin și George, ei singurii primii au făcut videourile de prezentare ale cutiilor, că le prezintă așa într-o cutie frumoasă, cu asta, adică îți dă un sentiment din ăsta. Și ei s-au filmat, n-au plătit pe nimeni, au făcut singuri ei la ei în sufragerie. Și au crescut foarte mult. Și au luat investiții de la GapMinder în 2019, cred? Au crescut foarte mult, au avut venituri și cifre de afaceri foarte mari într-un timp scurt și i-a cumpărat EMAG Ventures. EMAG și-a făcut și cel în fond, au spus că nu doresc să intre într-un cap table așa aglomerat și au cumpărat participațiile tuturor celor care intrase înainte. A fost un succes pentru GapMinder pentru că au scos vreo 2 și ceva 3x. Sigur, pentru piața noastră e foarte mic, nu sunt 15x sau ceva, dar a fost un succes pentru ei. Au făcut un prim exit fără măcar să... Datorită perseverenței acestei echipe nemaipomenite, sunt nemaipomeniți și au produsul este foarte, foarte bun. Un alt exemplu ar fi Rayscape, care au început ca și X-Vision, sunt din Timișoara, sunt 4 studenți super perseverenți și bine pregătiți, așa, mai mult tehnici decât de business, pe HealthTech. Fac o platformă dedicată unei pieți, o nișă, că și asta e foarte important, să nu faci de toate pentru toți, că îți pierzi vremea, ești defocusat, trebuie să îți alegi piața, beachhead market și apoi să narrow it down cât mai mult, adică o nișă foarte, foarte mică pe care să o testezi și să validezi cu ea și apoi să pivotezi în alte zone ale pieții. Și eu fac la fel, se adresează radiologilor, păi, dacă privești așa, ce piață e asta, frate? Dar ok, după un studiu au realizat, sunt radiologi foarte puțin la numărul de pacienți, la numărul de spitali. Muncesc nu știu câte ore pe zi pentru a diagnostica niște imagini din astea, MRI sau așa. Petrec foarte mult timp, sunt prone to errors, da? Sunt obosiți, sunt studii, au studiat și au spus ok, noi o să facem o platformă care îi ajută pe radiologi, aploadează imagini radiografii și ei diagnostichează într-un mod mult mai rapid și mai precis. E foarte calm a produsul pentru că e suppress, adică părțile moi le vezi, după aia părțile oasele le vezi foarte, foarte rapid și comunică între ele. Dar nu vă spun ce perseverență pe ei. Deci, 3 ani au mâncat covrigi. Deci, au mers cu X-Vision la NASTA, la alea, la toate spitalele de pneumonie. Imaginați-vă cum este intri într-un spital, cu cine vorbești acolo, cu directorul de spital, cu proful de... Adică, foarte, foarte greu. Păi, dar au făcut cărare până când au reușit... cu NASA, au făcut piloturi, au făcut pe gratis, pe covrigi, vă zic, au luat bani de la GapMinder de 2-3 ori, așa, și au crescut echipa și apoi au dat lovitura, frate, a cumpărat produsul lanțul Regina Maria. De atunci viața lor s-a schimbat, toată lumea a început să tăpare pe ei ca și așa, că toată lumea voia de aia. Și acum sunt în Slovacia, în Polonia, sigur că nu e ușor. Ca să nu mai zic că sunt supărată pe ei, au furat o fată, Andreea, și sunt foarte supărată pe ei. Turing era foarte bună. Așa, dar s-a dus business developer acolo și a crescut și așa. Dar foarte mare perseverență, foarte mare perseverență și până la urmă au reușit. Au ridicat ultima dată 6,2 milioane, au ieșit în afara țării, dar tot așa, parteneri în fiecare țară, te gândești, îmi angajez acolo sau îmi iau un partener ca să mă vândă, du-te. Nu ușor, adică nu ușor, dar au dovedit o perseverență, încredere în produsul ăla incredibil, funcționa, adică algoritmul ăla nu dădea greșe, adică avea o acuratețe de
am început cu 70%, după aia 90% și a ajutat foarte mult și au reușit să demonstreze, nu într-un timp scurt, că este fiabil produsul acesta. Și acum totul mai e. Și au schimbat și numele, nu-i mai cheamă X-Vision, îi cheamă Rayscape. Așa și sunt în creștere. Nu este ușor, sigur, și-au murit echipa, sunt vreo 30 acum, bat la uși, merg în alte țări, nu știu ce, dar e o poveste de succes. Hai să mai întrebăm niște oameni. Curiozități. Acolo în spate e o domnișoară în roșu, care mi-a fiut eu scuze mai devreme. Exact. Sunt vinovat. Ah, ok. Haideți ce mai departe. Domnișorul, uite, din spatele lui Florin. Ia. Așa scurt, la obiect, nu sunt întrebări, nu sunt lucruri. Vreo idee, vreun gând, vreo soluție în lucru. Ok. Uite aici, povestea... Nu mai e? Colega voastră? Ai și doi copilași. Felicitări. E bine că România încă are o demografie bună. Hai să auzim despre voi. Eu sunt Stoica Ionuț, inginer geotez. Pe viitor o să active și în domeniul ăsta ca și antreprenor, dar momentan sunt un fondator la o companie tech. Ne dezvoltăm aplicații web. Deja o avem de un an de zile. Prima aplicație n-am reușit să o terminăm. A doua, care am lucrat la e aproape terminată și... Sperau a treia să iasă din punct. Păi, abia și tot să vă ajutăm. Veniți că trebuie. El este colegul meu, Cătălin Barine. Eu sunt programator de meserie. Și, a doua aplicație, nu știu, e cam gata. Avem doar mici modificări de design. Ce vă lipsește la a doua aplicație? Să aducem completările care mi-am știut de clip. Adică mi-am dat seama. Asta e la cod. Dar tocmai Cristina v-a explicat că codul e important până la un moment dat. Am cerut feedback la DevGets, le-am oferit testare gratuită și ne-au dat feedback și am fost aspectul de la ei, noi modificăm la timpul. Și ați convenit campania de lansare și ați convenit campania, ați convenit clientul ideal și lucruri de genul ăsta? Da, sunteți... Înainte să ne apucăm, am făcut, am cerut feedback, am făcut research. Am găsit viața. Aici avem... Da, cu oameni foarte experimentați. Se pare că avem o audiență, este mai degrabă de oamenii care au trecut prin... Depășește. Prin focuri. ...pave mai degrabă decât fondator la început sau, mă rog, aș vrea să adaug ceva legat de capacitatea aceasta de focus, concentrare. Adică... este foarte important pentru că timingul este foarte important și atunci când te gândești să faci ceva, trebuie să fii organizat și disciplinat. Adică nu stai așa să te gândești ce aș vrea să fac, nu știu ce. Consum foarte mult timp, bani, resurse. Și atunci, cum a zis și omul ăla cu disciplină, păi trebuie să fii disciplinat. Deci noi chiar vorbim foarte mult în programele noastre despre așa zis și OKRs. Deci Objectives and Key Results. Deci trebuie să ai un calendar foarte bine pus la punct, așa, chiar pe un termen lung, de 2-3 ani, cu cum te vezi tu, te pui în poziția, domne, cum îmi văd eu business-ul pentru 3 ani, faci un reverse engineering și îți faci un calendar cu obiective și cu responsabilități la fiecare lună, la fiecare săptămână, adică tu trebuie să știi mereu dacă ești convins și vrei să faci ceva, să fii foarte focusat și foarte disciplinat. Să nu lălăi, că oricum există foarte multe piedici din diverse părți. Toți actorii din piață, ca clientul, autoritatea, fondul, nu știu ce. Sunt multe dificultăți pe care trebuie să le depășești, dar tu trebuie să ai o direcție clară, să te uiți cam ce ai vrea să faci tu de fapt în fiecare săptămână, ca să nu să maximizezi, să eficientizezi eforturile pe care le depui. Deci trebuie o anumită... Îți trebuie o anumită disciplină. Când lansezi ca să ne împunem toți în calendar. Da. Noi suntem cumva lansați, pentru că cerând feedback când suntem la dreapta, tot am dat V1, ăla v-am dat eu. Încă nu știu. Dacă maxim. Maxim o lună, deci pe 16 august. Nu știu dacă e. Vele câte tine. Ok. Uite în spate un tricou roșu.
pe prietenul meu Cristi, el e sabatic. Și el? Wow, cum e frate? Nu mai pot. N-am înțeles, vrei să ajut sau vrei să sau potențial de primit ajutor? Am înțeles. Vino către noi. Și ai o direcție? Să găsească oportunități. Încă n-are. Caută. Deci, dacă nu există claritate apropo de cărți și metodologii, putem să-ți oferim niște instrumente cu care să te joci, care să aducă claritate în gândurile tale. Și nu sunt gonflabil. Foarte mișto, știu un tip din București care face, a făcut o aplicație pentru agenții imobiliari. Da, da. Omniconvers sau? Trebuie doar să caut numele, de asta ți l-aș fi spus acum, dar e o interacțiune de acum un an. Există caut un produs care se numește Omniconvert, pentru, adică există așa numita industrie PropTech, care este pe Property Tech, Property sau oferă soluții digitale pentru zona de imobiliare și administrare de proprietăți. De exemplu, Cosmin, dar sunt mai mulți. Și mai este și Bogdan Zăvioară de la Brightspace. Ah, Brightspace. Exact. Brightspace, da, da, care sunt chiar el foarte organizează foarte spațiile din mall-uri sau centre comerciale și, așa cum vezi, o hartă 2D, ei au dus asta la nivelul următor, l-au făcut 3D și cu un ERP conectat la asta, știi cine e acolo, cât plătește, cât mare contract. Traficul. Da, e ceva mult mai avansat. Brightspace se cheamă. Da. Și tot așa, au ridicat investiții, sunt acum în discuții cu și cu GapMinder, o să ridice o echipă foarte. Deci, iar PropTech, acum că am deschis subiectul, e o industrie la care prea puțin se uită și în care sunt foarte mulți bani pentru că vedeți cât se construiește. Deci soluții de, nu știu, intrare, acces, parcare, energie, tot ce înseamnă partea asta de izolare fonică, termică. Și aici putem să ajungem și la startup-uri care nu sunt tech. Un startup poate produce un nou material pentru izolare fonică. Da, nu, nu te cunosc, așa că... Eu? Da. Salut, Daniel, mă numesc, am venit pentru comunitate. Cred în puterea comunității, mi-aș dori să pot să fiu de folos ceea ce faceți voi. Ce fac eu este să simplific lucruri. În momentul de față lucrez cu fondatori de startup de tehnologie, fondatori care construiesc software și care, exact cum spunea și Cristina, mulți dintre ei au dificultăți în a explica într-o formă simplă ceea ce fac. Rolul meu este să simplific mesajul, să-i ajut să-și poziționeze produsul astfel încât să fie foarte clar ce fac pentru investitori dacă vor să ridice bani și pentru clienți dacă vor să crească business-ul extra, dar neapărat, poate n-au nevoie neapărat de investitori. Eu am avut un business pe care l-am început la 22 de ani, l-am ținut 11 ani cu care l-am făcut, un business non-tech. Știu ce înseamnă să crești un business. Prin 2018 încercam să deschid al 7-lea oraș din România și sediu un loc cu angajații în Cluj-Napoca. Abia atunci am înțeles ce înseamnă să dezvolți o companie de software, să ai un produs pe care îl codezi într-un micro și dacă știi ce faci, poți să-l vinzi oriunde pe glob. Am fost fascinat de asta și am zis că trebuie să ies din business-ul ăsta, să mă duc către zona de software și să am un produs al meu. Mi-a luat un an jumătate să vând business-ul non-tech și de atunci, de prin 2020, lucrez, fac consultanță. Eu sunt om de business, sunt om de marketing și de vânzări, știu să vând. Și în timp ce caut ori fondatorul tehnic sau echipa tehnică potrivită căreia să mă alătur cu abilitățile, da? Fac ceva, ceva pe care îi iubesc să fac, la zona asta de consultanță de produs, îi place foarte mult. Am o poate să-mi plăsesc și în capul. Am o întrebare către voi.
plastic și fac. Să ne dai contact, că sigur e nevoie ca să-ți răspund pe sumare. Adică știu că am discutat la început, dar nu cred că am schimbat nimic. Da, dar n-am apucat. O să, sau poate a schimbat cu Ștefan. Ok, poți să ieși de la Ștefan, dar e ok. Te găsim că simplifier? Da, pe acest simplifier de agenția pe care o am acum se numește The Simplifier. Hai să întrebăm unul dintre prietenii Asociației Filmelor Constanțene, unul dintre oamenii care au experiență în a atrage finanțări, nu puține, multe, și ca nivel de ridicare, dar și ca număr de ridicări. Floris, unul dintre copiii foarte mișto ai Constanței. Salut, sunt Floris. Am terminat aici la Ovidiu. Puțin mai tare, te rugăm. Primul startup a fost făcut încă din primul an de facultate. De atunci am intrat în circul ăsta, să zic așa. Acum sunt CTO și cofondator la Facebook, care are spate chef. Așa. Și nu știu ce să vă zic. Câți bani ai ridicat ultima dată? Ultima dată 2 milioane. Asta zic că are spate chef. Da. Acum nu știu ce să zic. Ideea este așa. La început am umblat pe lângă acceleratoare și hub-uri. În momentul după ce am făcut primul exit și am terminat facultatea și m-am mutat la București, pe vremea aia stăteam lângă Impact Hub în București și umblam prin cercurile respective și acolo m-am întâlnit un partener de business, un cofondator, cu care am încercat să facem asta. Ăla a murit în acord, practic. Nu a avut niciun tip de succes, dar Nu, când faci startup, nu cred că există ideea asta de eșec, pentru că cunoști foarte mulți oameni, faci foarte mult networking și prin networking-ul acela am ajuns, de fapt, să fiu sunat de Bogdan Conceriu, actualul CEO și cofondator original la Frisbo. Am fost sunat și m-a întrebat: hei, nu vrei să faci un startup? Se numește Frisbo. Momentan îl facem cu Excel, că zicea Adrian, zicea de ideea asta de să ai un business scalabil. În Frisbo nu s-a putut asta de la bun început. Stăteam efectiv cu Excel-urile după clienți, după fiecare client în parte, și a fost o luptă acerbă să ținem clienții, să creștem, dar momentan suntem ok, creștem și sperăm la mai mult. Cam asta. Iar compania se ocupă cu, e important asta, facem fulfillment, adică un fel de Uber pentru depozite. Practic conectăm sellerii cu depozite. Noi nu avem depozite, nu avem curier, nu avem nimic, suntem doar softul care încheagă totul. Și practic dacă eu am un produs de vândut, lucrez cu tine și nici mie nu trebuie nici depozit și nici curier. Exact. Tu te ocupi doar de marketing și de vânzări, care probabil dacă ești antreprenor, asta trebuie să facem. Cool, mulțumim. Mai e cineva? Andreea ar trebui să ne povestească, a vorbit mai mult la telefon, de asta nu i-a dat mai devreme. Cristi, sau poate? Andreea, te rog frumos să ai cuvântul, mai ales că Andreea este unul dintre membrii fondatori la startup Community Constanța. Noi am plecat cu o idee de magazin online și am ajuns să facem un marketplace cu produse românești. Acum schimbăm un pic tehnica și facem doar pe bază de invitație pentru acces la platformă. Însă suntem la început, avem abia prin martie am deschis și căutăm producători, căutăm oameni care să promoveze ideea și care să caute și produse românești. După ce am petrecut mai multe evenimente și am participat la școala de vară organizată de universitate unde și lucrez acum. Am luat altfel pace, adică am intrat și am început. Care sunt clienții? Dacă mă ajung la ei? Dar ce am de făcut până acolo? Dar ce produs au nevoie? Că, cum spuneai și mai devreme, e foarte ușor printre prieteni trebuie să le zici că am deschis marketplace cu produse românești. Descarcă ce aplicație. Da? Da! Super! Și cam atât, până nu găsești un client care chiar să fie interesat să cumpere,
pe noi ne-au ajutat și grupurile de Facebook foarte mult, mai ales cele pentru vegetarieni care nu-și găsesc foarte des produse. Grupurile de mami mici care încearcă să promoveze un stil de viață cât mai sănătos pentru copiii lor. Și asta a fost ce a mers la noi. Momentan suntem la început și încă căutăm să îmbunătățim și pentru producători, dar și pentru clienți ce au nevoie. Am simplificat foarte mult și înscrierea pe site, înspre deosebire de EMAG. Am mers și pe tiparul lor și pe ce au făcut ei, doar că am făcut totul mult mai simplu. Am sesizat că e foarte complicat la ei și am încercat să simplificăm la noi. Și încercăm să creăm un produs cât mai bun și pentru client și pentru producător. Și așteptăm să vedem și rezultatele acum. Ne așteptăm la un an, doi în care să muncim și după aia să putem să tragem niște concluzii, să vedem exact ce mai e de făcut. Andreea, dar spune-ne cum se numește. Vivamart.ro. Vivamart. 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 Ok. M-arăt. Nu. Deci intrați pe Vivamart, dacă vreți produse românești, Andreea se ocupă de... Vivamart. Dacă aveți Android, de și voastre. Aplicația, urmează să avem și aplicația de iPhone, dar încă nu n-am lansat-o. Și acum o să încercăm o abordare nouă, pe bază de invitație, să facem un pic, să schimbăm un pic strategia de marketing și pentru producători, ca să fie mai motivat să aduc alți producători. Da. Super! Succes! Am venit la început cu Ștefan. Ștefan, ne spui și tu de ce ai venit, te rog frumos? Da, în primul rând, pentru partea de networking, dar apoi am avut o revelație după discuția pe care am făcut-o. Și anume că trebuie să mă fac mai mult în seamă cu lumea, în primul moment. Și reprezint alături de Costin și de colega care a trebuit să pleci. Din păcate, Insectus, suntem o cremă de insecte din România. Vrem să vindem produse proteice pe bază de larve de insecte pentru animalele de fermă, dar și pentru animalele de companie pe viitor. Întrebări nu am în momentul de față, dar aveam doar un lucru de spus. După fiecare eveniment, că nu este chiar primul, am mai participat și în București și în Predeal, mi se pare că am mai fost la ceva de genul ăsta. După fiecare eveniment, eu îmi dau seama că devin din ce în ce mai motivat să fac treaba asta. E o altă revelație pe care am avut-o, ca să zic așa. Îmi dau seama că toată lumea are câte o poveste de succes sau e la început și vrea să atingă succesul ăla și mă motivează și pe mine să ajung la fel ca ei. Trebuie să spunem că am trecut prin Startup Reactor al unui accelerator, adică suntem inclusiv și noi aici, deși promovăm asta, tocmai că am trecut și prin asta, da. Da, noi am trecut și prin Innovation Labs. Practic, ideea noastră a pornit de la ECTS. De la primul accelerator din 2022, cred că a plecat de la acceleratorul Universității Ovidius, da. Și după aceea s-a format compania și după aceea, mă rog, am mai trecut prin, cum a zis Ștefan, Innovation Labs, Accelerator. Da, am făcut și misiune continuă echipă de la stadiu. Vă dați seama că este un proces continuu până ajungem la formula perfectă și până ajungem la partea în care începem propriu zis să facem activitatea, dar eu zic că suntem pe drumul bun, mă întrebați. Dar ziceți și despre program, despre IT... Da, am aplicat acum. Ideea este că odată ce intri într-o comunitate, ai acces la diverse informații care nu sunt la televizor. Poți accesa diverse programe, de exemplu, de la Startup, noi avem parteneriatul cu EIT și un program finanțat de ei și nu am putut să-i selectăm din diverse motive. Mă rog, EIT-ul nu are în focus neapărat EIT un EdTech. EIT Digital. Digital nu ne-a selectat, dar asta nu înseamnă neapărat că am spus că nu e bun produsul sau nu a fost potrivit pentru acea ocazie. Peste o lună am aplicat la EIT Food, care e fix pe ce aveam nevoie, dar... Și au luat și fix și iau și finanțare. Adică, așa fiind permanent conectat și încercând să și înveți, să și lucrezi, să te și informezi, să, așa, se investesc cu diverse oportunități pentru a crește. Întrebări, dragilor, că încercăm să dăm drumul la networking, că să stăm să bem relaxați. Teo! Teo, te rog eu frumos. Să nu mai stăm aici, știi, că suntem în podium, parcă suntem puși la... Da, dar eu mă simt bine, nu? Teo, te rog frumos, spune cine ești, ce faci, intră... De ce faci? Tu ești în Liga Mare, da.
bootstrap, ați luat investiții. Bootstrap-ul ne-a fost, dar suntem în prim proces de fundraising, facem pitch în Statele Unite, în Emirate, oriunde. Și care e proposal vostru? Cât dați, cât vreți să luați? 5 milioane pentru 20%. 5 milioane pentru 20%, dacă cineva are poftă de investiții. De timp lansăm și noi, eu și colegii mei, o altă comunitate complementară, startup-ul Community Constanța, se numește Ambasada și sper să avem sinergii să colaborăm direct asta. De-aia te-am invitat, am aflat de ea. Da. Și, spus ca să înțeleg mai bine și rolul de investitor din spate, recent am intrat și într-o comunitate Living Investing Tech, unde investesc tichete destul de mici în startup-uri, să înțeleg exact care este organizația la nivel european. Da, da. Sunt și români. Da. Brava. Women in Tech. Women in Tech, putem vorbi. Așa am interacționat cu ceva. Mă bucur, felicitări, sună foarte bine. Și ca întrebarea asta, da, dacă în Tech Accelerate de aș putea găsi resurse de management pentru tichete și mai mari acum, pentru noi lucrăm cu mai multe fonduri, deci Gapminder nu investește atât de mult, investește, mă rog, între sute de mii, un milion și 2-3 milioane. Dar avem acces și la fonduri puțin mai mari. De care... Puneți să avem un gold investing bandat, să fie smart money și să fie mai mulți. Dar este bine să te prezinți și la cele din România, pentru că ele coinvestesc foarte mult. Adică dacă oamenii ăștia au luat 60 de milioane sau ceva, cu siguranță 5 nu e... Și poate varianta să fie și Seedlink. Odată ce securizați investitorul strategic, pe nu știu, platforma de crowdfunding. Da, pe Seedlink poate să puneți 25% din sumă. Da. Ici, puteți să vorbim după, că eu sunt jurist la bază și am povestit cu founderii de la Seedlink. E blocată de mult legea, dar... Da. Se găsesc soluții. Da, se găsesc. Deci, din moment ce merge... E românește, ce n-aia soluția... Pentru fiecare investiție se face acele SPV și se construiește o companie nouă care intră... Dacă o să intri pe termen bun, o să vezi... Noi nu avem legislație, dar am găsit soluții. Și pentru fonduri de capital de risc, și pentru crowdfunding. Da, puteți povesti despre asta cu mare drag, toate detaliile. Dacă sunt poate alte curiozități, întrebări... Să lăsăm ultimul și cel din urmă, Rareș, membru al comunității Startup Constanța, să vă povestească puțin de ce face el și pe experiența lui generală. Rareș Teodor este numele meu, mă bucur și sunt onorat să fac parte din Startup Constanța. Ce mai tare, te rugăm, Rareș. Activitatea principală este reprezentată de business development în cadrul firmei Calirom. Calirom este o firmă românească din Cluj care se ocupă cu dezvoltarea de soluții soft și hardware pentru hoteluri. Tot ce înseamnă partea de control acces și management cameră. Iar în paralel mai am alte proiecte care sunt la început pe tot ce înseamnă energii regenerabile, de la panouri cu grafen până la turbine eoliene urbane care pot fi instalate și în oraș. Cool, mulțumim! Rareș a fost foarte, foarte cu obraz subțire. Rareș vine din câți ani de top management? De una dintre companiile foarte importante din portul Constanța? 3 ani. 3 ani de top management. 8 de activitate în cadrul... Background-ul meu este în shipping, așa cum a menționat Ciprian. 8 ani de zile în cadrul companiei Navlomar, cu 3 ani de top management. Da, da, da.